Orele remediale sunt esențiale pentru recuperarea materiei. Profesorii au fost nevoiți să muncească mult pentru a ajunge la zi cu predarea. Nu s-au plâns până și-au dat seama că au trecut 3 luni și încă nu au fost plătiți. Anca Trâmbițaș este profesoară la Colegiul Aurel Vijoli din Făgăraș. Spune că a investit foarte mult timp și multe resurse pentru aceste ore. A mers chiar și sâmbătă la școală. Eu chiar am fost foarte revoltată luna asta. Eu chiar am discutat cu colegele la școală și am zis, din martie facem orele și să nu ne dea un leu. În plus de asta, școala cheltuie o grămadă de materiale. Îmi fac acasă foarte multe fișe. Mă duc cu ele la școală, gata, făcute, pregătite. Și chiar am zis, am înțeles că bani pentru materiale nici nu se vor da școlii. Radu Secheli, secretar de stat în Ministerul Educației, spune că vina nu le aparține. Promite însă că profesorii nu vor rămâne neplătiți. Fiind plătiți printr-un proiect POCU, regulile finanțatorului sunt mult mai complexe, se verifică la sânge fiecare pontaj și durează foarte mult, dar urmează să fie plătiți cât mai repede. Până în momentul de față sunt întârzieri, într-adevăr. Orele remediale au început de pe 9 martie. Profesorii trebuie să îndeplinească un target de 20 de ore pe lună și ar trebui să fie plătiți cu 100 de lei pe oră. Nu se cunoaște încă data plății, iar profesorii rămân cu o singură întrebare. Mai facem sau nu ore remediale?